ieșim azi în casă să fie răcoare, cum a săturat de căldură. Da. Hai că vă las aici și ne vedem în continuare la spital și apoi acasă și avem treabă, oricum avem multe treburi azi de făcut. Dar întâi să rezolvăm cu spitalul, că asta era mai important astăzi. Sunt din nou eu, prieteni, nu am mai filmat nimic la spital, a fost așa vizici colo și nu aveam unde să vă filmez oricum, că era foarte multă lume și gălăgei de la televizor, că mereu cam în orice fel de sar deșteptare în televizor și nu puteam să vă pun acolo. Da, deci am fost, m-am dus întâi la secția unde trebuia să facă ecografia, le-am spus că nu o să am ecografii la ei, să știe, ca să nu pună că n-am fost, că o să-mi fac ecografii cei din day assessment, din, da, unde te cheamă ei acolo, în fine, celălalt, cum, celălalt loc unde m-au chemat ei. Am fost acolo sus la day assessment, m-au chemat destul de rapid. Mi-au făcut ecograf, au zis că toate măsurătorile ce le-au făcut ea, ok? Nu au făcut măsurători la fetiță, au văzut doar la inimă, cordonul și lichidul. Și mi-a zis că totul era ok. Iar apoi m-au pus pe CTG să stau acolo până când a ieșit acolo că era ok. Mi-a trimis urina la laborator, că mi-a zis că a ieșit ceva prin ea. Și au zis că mă sun oricum dacă e infecții sau ceva. Și mi-a măsurat tensiunea, era ok. Iar apoi m-am dus în departamentul normal unde aveam eu programarea de 28 de săptămâni. Acolo m-a luat, mi-a măsurat tensiunea din nou, iarăși mi-a luat urina, mi-a măsurat CO2 din respirația mea. Și după aia m-am pus să aștept să mă văd cu doctorul. Nu m-am văzut cu doctorul care l-am eu pe foi, asta mă enervează când nu văd. Mă enervează așa să zic, nu cred că enervat nu-i cuvântul corect. Mă supără, pentru că mi-ar place să mă vadă acel doctor, pentru că știu că e un doctor mai specialist și, nu știu, până acum niciodată nu l-am văzut. L-am văzut că e acolo, dar nu l-am văzut niciodată la vizitele mele. Mă vede altcineva care după aia pune să semneze doctorul că e de acord cu ce-o vorbitei. Și m-am văzut cu o doamnă, doctor, cred că indiancă. Nu prea îmi plac mie doctorii indieni, nu vreau să pară, nu sunt rasist, să știți, dar de foarte multe ori au așa o atitudine foarte diferită față de tine. Mi s-a părut, de cele mai multe ori au o atitudine diferită. Scuzați să aud DJ-ul în background, încerc să doarmă. M-am văzut cu acea doctoriță, am întrebat-o așa ce aveam eu de întrebat, dacă ea nu crește ce se întâmplă. Mi-a zis că în jur de 37-38 săptămâni ar fi să mă inducă. Dacă placenta rămâne jos, pe în jur de 36 de săptămâni, 37, cred, sau nu știu cum, îmi face cezariană, că i-am spus că vreau să știu. Și dacă ea nu continuă să nu crească, îmi face cezariană când îi nevoie. Asta mi-a zis, dar știam chestia asta. Nu-i naștere naturală. Dacă văd cumva ei că la un moment dat ea nu are valorile cum trebuie și iarăși continuă să scadă, să nu crească, atunci cezariană de urgență. Asta, că am întrebat-o eu, i-am spus să-mi spună toate posibilitățile, îmi place să știu dinainte, îmi place să fiu pregătită, să nu-mi spună deodată să mă sperie atunci pe loc, îmi place să știu, ok, în caz de asta știu că ăsta e pasul următor, știi? I-am spus că aș vrea să măsoare vitamina D, pentru că eu aveam vitamina D foarte joasă în ianuarie, am luat tratament. Când am rămas săcinată, n-am mai luat același tratament, pentru că era un tratament foarte mare ce luam eu. Am luat doar vitamine de sarcină. Și au zis că e ok, poți să mi le verifici. Chiar m-am bucurat că mi-au zis dacă, dar a trecut până acum toți mi ziceau nu, că nu e nevoie să le verifici. Și am zis că vreau să mi le verifici. I-am spus că mă simt cam amețit, nu știu dacă e de la pastile care le iau acum, că mi-au mărit doza de la metformină. Și au zis că o să-mi chemi oricum pe moașa de diabet. I-am spus că am impresia că de câteodată nu sunt ascultată, că le-am mai spus că eu de multe ori văd că
nivelul meu de glucoză în sânge este ridicat, pentru că eu am monitorul acesta, senzorul pe braț, mi-l pun, dar ei nu pot să vadă lucrul ăsta, pentru că ei îmi cer să mă testez doar de 4 ori pe zi, deci ei n-au cum să vadă. Și i-am spus că mi se pare că de multe ori am avut problema asta și în trecut și poate puteau să înceapă să-mi dea medicament mai dinainte ca să-mi controlez nivelul de glucoză în sânge ca să nu afecteze fetița, să nu afecteze placenta. I-am zis că eu cred că e posibil că asta s-o fi afectat și nu mă simt liniștită știind că nu sunt monitorizată cum trebuie. Văd eu, dar eu degeaba văd doar eu pentru că pot să elimin un anumit număr de alimente din dieta mea. Nu pot să elimin la infinit. Trebuie să totuși să mănânc și carbohidrați. Nu pot să nu mănânc carbohidrați pentru că nu este sănătos. Mai ales în sarcină. Nu este sănătos să intru într-o stare ketogenică. Da? Deci eu trebuie să mănânc din toate alimentele cum trebuie și carbohidrați corect, dar nu pot să elimin la infinit. Și ce mi-a zis? Mi-a chemat moașa de diabet, o moașă de diabet, a venit să vorbească cu mine, mi-a venit să plâng că nu a venit ea. I-am spus că aș vrea să văd că mă monitorizează mai bine, pentru că poate fetița ar fi crescut mai bine dacă ei m-ar fi ascultat când le-am spus de mai multe ori că am momente când glucoza mea în sânge este mare. Și i-am spus că na, vreau să văd că facem tot ce putem ca să ajutăm corpul meu să o mențină cât mai bine pe ea. I-am zis că este just damaj care pot să fac, adică este doar sunt limitată la ce pot să fac eu, dar aș vrea să facem toate cele lucruri care putem să le facem noi. Știi? Și atunci ei să vadă când este nevoie să-mi schimb medicament, poate sau să-mi mărească, dar n-au cum să vadă lucrul acesta complet dacă ei nu văd și senzorul. Și le-am spus că eu sunt ok să continui să mi le cumpăr eu senzorul, nu li cer să mi le de ei. Sunt absolut ok și înțeleg că procedura nu este să-mi furnizeze ei senzorul de glicemie, dar măcar să monitorizeze ce am eu, citele la senzor. Și mi-a zis că ea nu pot să fac lucrul ăsta și departamentul acolo nu pot să facă, dar mi-a zis să sun la asistenta medicală de diabet, că am și numărul acolo aia și ei pot să facă lucrul acesta, ei o să mă monitorizeze mai bine dacă li cer. I-am spus că mă simt amețită de la metformină, încă mă simt foarte amețită. Mi-a zis că teoretic în 5 zile ar fi trebuit să treacă. Mă întreba dacă vreau să schimbăm deja și am zis că hai să așteptăm să vedem analizele. Și au zis că ar vrea să vadă totuși analizele la fier, la chestiile astea, să vadă cum iese, că dacă s-ar putea să fiu amețită din cauza asta. Eu cred că e de la metformină, dar vedem. Și eu zic că dacă după vedem că nu-i de la metformină, atunci na, știm că trebuie să ne mutăm pe insulină. Adevărul e că mă simt cam amețită și mi-ar place să nu mă mai simt și mi-e și greață mult. Dar am zis, hai să vedem analizele. Mi-am adus aminte atunci în momentul ăla că să-i spun la doctoriță că mă mănâncă mâinile de ieri, mă mănâncă mâinile tare, chiar îmi vine să mă scarpe în continuu. Și atunci mi-a pus să fac analize și la ficat, să vadă cum este ficat, pentru că știu că este posibil de la metformină să-ți fac așa un pic probleme la ficat și se arată și prin faptul că îți vine să te scarpini mult. Da. Asta a fost. A fost așa lung. Mi-au făcut toate analizele de sânge. După am programare într-o săptămână în day assessment, în acealalt departament, unde o să-mi fac scanul acesta, să-mi fac ecografia asta de creștere, să vadă cât de mare este ea și măsoară iar tensiunea, urina și mă pun iarăși pe monitor, pe CTG. Iar apoi, într-o săptămână, am celălalt ecograf la Fetal Medicine. Așa că da, cam săptămânal de acum mergem oricum. Vedem cum este. Deci, chestia este, mi-a zis, și aluăm din săptămână în săptămână, adică nu putem să vedem înainte. Trebuie să luăm fiecare săptămână pe rând și cum vine, așa o luăm. Da, asta este ce am fost azi. Eu acum sunt foarte obosită. Andy are prietenul la noi, a venit. O să stea până de seară. O mâncat, le-a pregătit Adrian niște paste cu pesto, că eu am venit exact după ce mâncase, am ajuns. O să mă culc și eu acum, l-am pus pe genul la culcare, e mai cu minte jos, le-am dat o câte o înghețată la băieții la computer și mă culc acum un pic. Și când mă trezesc o să le fac niște croissante cu Nutella. Da, și
mai am de făcut curat. Asta vreau să fac azi, dar să vedem. Trebuie să mă odihnesc întâi pentru că sunt foarte obosit. Mereu când merg la spital, după aia mă simt epuizată. Trebuie să șterg praful din casă. Asta ar fi planul meu, să șterg praful și să mai curăț prin bucătărie, să mai elimin chestii, pentru că încep iar să am prea multe pe acolo și nu îmi place deloc când văd dezordine. Și vreau să fac așa un pic ordine pentru că sunt anumite chestii care s-o cam adunat și mă deranjează să le văd așa. Îmi place să fie măcar un pic mai ordonat. Da. Asta e pentru acum. Vă las și ne vedem în curând când mă trezesc și facem croissantele alea și apoi un pic de ordine facem că trebuie să fac neapărat. Bun, hai că mă culc și eu. M-am trezit. O să fac acum niște cornuri cu ciocolată și le fac foarte simplu folosind pastă din aceasta și Nutella. I think so too. Opa, s-o deschis aici, s-o desfăcut, că e cam rece. Trebuie să scotem treci de aia. Dar la ăla ajustăm. It's okay, don't look at him if you don't want. Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see. When I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me. Așa mi-a ieșit, sunt foarte fierbinți acum, dar s-o copt și pe spate. O să le pun acum în farfurie să le dau la băieți și la copilaș și cam atât. Cred că o să le placă, ar Nutella înăuntru. O să mă pun acum cu copiii întâi, înainte să fac treabă, să fac ceva lucru manual cu ei, ca să fac ceva cu ei, să-i țin așa un pic ocupați. Și am primit cutia de la Kiwico cu Rainforest. Asta e ultima cutie pe care o luăm momentan. Am făcut o pauză pentru că a început să devină foarte scumpe. Întâi o să fac o chestie care e pentru Jaden, ca să fie Jaden cu minte. You can look in the book first. Și then we're gonna make a puppet for you. O să fac pentru Jaden ceva care cântă. Push one cup. Deci o să facem o chestie din asta muzicală. Gave you life to take my fall. So in the storm I will have peace. So come the storm I'll still believe. Seems I'm at the end, and I don't know what I believe. Through the cloud I see your hand. O să mă apuc acum, prieteni, să fac curat. Așa măcar mi-am dat un pic de ocupație la copii. Așa că o să mă pun acum să spăl vasele, apoi vreau să șterg praful, să pregătesc și trebuie să le fac la copii câte un sandwich, așa că ne apucăm acum că am multă treabă aici. Reaching down to guide me. You're always reaching down to guide me. Cause I am yours and I am free.
Astea sunt merele care le-am luat de la Nicoleta. Am luat și câteva care erau un pic stricate, care erau căzute, pentru că am zis că ce rost are să le țin acolo, adică ea avea foarte multe. Am zis că le curăț și le pun eu într-o oală să le fac acum. Vreau să fac un fel de gem, dar nu chiar gem, vreau să pun foarte puțin zahăr în el, ca să le mai pun la copii pe lângă prin iaurt sau când fac o tartă și nu este nevoie să fie foarte dulce când faci tarte și lucruri de genul acesta. Așa că mă pun acum repede să le curăț, că dacă nu mă apuc, nu mai reușesc. Și am zis că hai că vă țin cu mine să vedem cum este treaba și apoi, mai apoi sper să reușesc să șterg un pic praful pe casă, că este dezastru. Și am dezdea cu aspiratorul și poate reușesc să spăl pe jos când scol copiii. Aici, ca să mă mai vedeți, am mâncat deja cina acum și pun să curăț merele. Da, și le pun într-o oală, dar vă țin cu mine, că asta e ce fac în seara asta. Acolo. Și mă iubești? Da. Dai pup? Da. Hai de pup. I love you, Jayden. You love mommy? You love mommy? Da. How much? Much money. Much money, this me don't kiss you for night. I love you, Jayden. Ce zici la fans? Până penate și eu am găsit un spider acolo și am luat și am ieșit dincolo și tatu plecat și noi am plecat. Unde am plecat, mami? N-ai plecat nicăieri tu, tu ești atât acasă. Zi bye bye! You just go? Yeah, zi bye bye! Vreau acum să mă apuc să gătesc ceva pentru micul dejun și vreau să gătesc niște faguri diabetici, ar trebui să fie, pentru că nu mai am nimic și nu mai am chef să mănânc mâncare dimineața. Vreau să mănânc ceva care să fie desert. Și m-am găsit rețeta asta și am zis că o să fac acum și vă țin cu mine, că am mai arătat eu rețete din acestea și v-au plăcut. Și am zis că hai să facem un fel. Între timp, pireul meu de mere s-a făcut. Așa că este bun. Deci, la rețeta asta îmi trebuie 3 ouă, dar eu o să pun 6, pentru că o să fac și pentru Adrian și pentru copii și o să gust și în seara asta. Normal, un waffle din asta, o fagure din asta, are 115 calorii și este foarte bine balansat, n-ar trebui să afecteze glicemia de rău. Dar eu o să pun dublu la rețetă, deci în loc de 3 ouă, eu o să pun 6. O să vă zic pe parcurs toate ingredientele pe care le folosesc. Doar ca să vă menționez că n-am mai șters niciun praf, că eram obosită. Sper mâine dimineață cu Adrian să ne apucăm împreună și să facem curățenie un pic.
Deci 6 ouă le-am pus. Trebuie un pic de vanilie. Eu nu mai măsor vanilie, am zis o linguriță normal. Pun așa la ochi, oricum e opțional. Dar îmi place gustul de vanilie. Am scos toate ingredientele din frigider. Din dulap, acum scot din frigider. Nu am brânză de care îmi spune, așa că o să pun dublul din iaurt grecesc. Pentru că nu am altfel și n-am ce să fac. Deci, va trebui să le adaug în rând pe toate și o să mai adaug chia seeds pe lângă, pentru că astea nu fac rău. Chia seeds au, pe 100 de grame au 26 de grame de grăsimi, 11 grame de carbohidrat și 19 grame de proteine și 31 de grame de fibre. Dar eu nu pun 100 de grame, vă dați seama, dar chia seeds sunt foarte, foarte sănătoase ca și conținut. Da, deci îmi trebuie 3 linguri de făină de cocos, deci mie îmi trebuie 6. Ok, 2 lingurițe de flaxseed, deci eu spun 4, semințe de indă, în acestea, dar trebuie să fie deja măcinate, deci 4, 2, 3, 4, jumătate de linguriță de praf de copt, deci mi-e trebuie o linguriță, o pătrime de linguriță de xanthan gum, nu știu cum se cheamă în alte țări, dar aici se cheamă xanthan gum, eu spun jumătate de linguriță, o lingură de xilitol, deci eu pun 2 linguri de unt, deci mie îmi trebuie 4, 60 de grame de iaurt grecesc și 60 de grame de brânză Philadelphia tip, dar eu nu am brânză în aceea în casă, așa că eu o să pun, dacă reușesc să-l deschid, nu reușesc să-l deschid, așa că o să-l deschid așa, 120 ar fi de fiecare, deci eu 240 trebuie să pun. Eu o să mai adaug acum vreo, deci am adăugat 2 lingurițe de flaxseed, deci 4, o să mai adaug și 2 lingurițe, 3 lingurițe de chia seeds, pentru că mereu am pus chia seeds în acestea, îmi place, le face să fie foarte crocante și bune. Acum trebuie să le amestec și să le las pentru 5 minute măcar să se activeze praful de copt. Iar apoi pot să le gătesc. A doua zi și o să închid aici vlogul acesta. Sper că v-a plăcut, așa să vedeți o rețetă nouă de faguri sau wafe, cum se cheamă. Nu mi-a ieșit foarte, foarte, mi-a ieșit primele două foarte bine. Trebuie să pun mai mult unt, dați-le viitoare, așa că să țineți minte dacă faceți pe rețeta mea. Dar nu erau rele la gust, erau bune. Aș mai adăuga un pic de xilitol. Cred că să le dau așa un gust mai, un pic mai dulce. La copii le-a plăcut. Le-am pus câte un pic de gem de mere deasupra, ați văzut, și mi-a ieșit bine și gemul ăla de mere sau pireu de mere, cum vreți să-l chemați. Foarte bine a ieșit, foarte bun a ieșit. Da, cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut, petreceți timp cu noi
și sper că v-am dat ceva idei. Nu uitați să dați like și ne vedem în vlogul de mâine. Pa, prieteni!